Astăzi un nou video despre cactus și anume cum îi replantez din vasul lor vechi într-un vas nou și el vrea să-l schimb de aici în acest vas frumos de ciment făcut manual. Și apropo de vas, de fapt vasul acesta a fost cândva o sticlă de plastic în care am băut apa și apoi cu ajutorul cimentului am realizat acest frumos vas, i-am făcut și găuri de drenaj și e un vas potrivit pentru acest cactus. De asemenea, e pictat manual de către soția mea și, după cum vedeți, a ieșit o operă de artă. Dar haideți să discutăm câte ceva despre acest cactus și anume ca să-l replantez. E bine sau este indicat înainte cu o zi, două să-l uzi bine, să fie bine hidratat, că va suporta astfel mult mai ușor schimbarea vasului și va avea de asemenea un pământ proaspăt. Plantele de obicei sau cactusul de obicei se replantează la 3-4 ani, dar asta nu e o regulă neapărat, ci doar așa ca o lucru de ghidaj. Udarea se face dimineața de vreme sau seara târziu. După cum știți, ei provin din deșert, roa dimineții și roa serii îi ajută enorm, deci e bine de știut când se udă. Dar haideți să vedem cum se transplantează și un semn vizibil că cactusul tău are nevoie de alt vas, ca și a meu, e încep să iasă rădăcinele pe afară și asta înseamnă că el strigă vrea o nouă casă mai mare. Ok, haideți să îl transplantăm de aici, aici. Ok, suntem afară la aer curat și încercăm să mutăm cactusul de aici, aici, cum am zis. Să ne concentrăm pe vas. Primul lucru care o să-l fac este o să scot din vas cactusul și cam așa arată el. E ok, pământul vechi o să nu mai folosesc, o să folosesc un pământ nou. Ok, cam așa arată rădăcinile, sunt foarte bine hidratate, cum am spus, înainte să-l replantați, ideal ar fi să îl udați înainte cu 2-3 zile, să fie bine udat. Văd că are niște rădăcini foarte, foarte sănătoase și o să încerc să iau cât de mult pământ de lângă rădăcini ca să punem pământul cel nou. Ok, cum am spus, arată foarte bine, adică îmi place cum e, cu toate că acest cactus e un pic bolnăvior, are aici niște pete ceva, dacă se văd, și pe corp, undeva aici, la fel are o pată, dar sper că pământul nou și vasul nou îi va prinde bine. Am aici un vas cu apă în care îl clătesc sau îl las până pregătesc pământul în vasul ăsta. Ok, între timp ce lăsăm un pic să stea în apă, să se hidrateze bine, 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 pregătim vasul în care va sta. Ce obișnuiesc să fac este să pun niște pietre de drenaj pe fundul vasului, nu multe, câteva pietricele, ca apa în exces să se dreneze bine. Bine, el are și niște găuri acolo în spate, e totul pregătit, doar că pun niște pietre ca apa să se dreneze foarte, foarte bine. Astfel cresc șansele ca el să fie sănătos și să trăiască mult timp. Ok, apoi pământ de cactus. E un pământ special, e un pământ special, eu ăsta-l folosesc. E special pentru cactus. E gata pregătit, doar să-l folosesc. O să iau un pic cu mâna și o să pun un pic de pământ acolo, să-l pregătesc bine. Punem și pe margini, bine, bine, bine.
E bine să nu lăsăm aer când punem un cactus nou. Și punem și pe margini și apoi o să punem și pe lângă rădăcini. Cam atât pământ pun deocamdată. Fac o probă. Am noroc că acest cactus nu e de la țepos, nu am nevoie de mănuși speciale sau alte lucruri, dar îți voi arăta într-un alt video cum îi schimbăm pe cei cu țepi, ca să ne protejăm mâinile. Ok, am pus un pic prea mult pământ, după cum se vede, un pic prea mult, o să-l dau jos și o să pun mai puțin. Cred că acum e suficient. Un pic m-am înțepat în cactusul ăsta, dar nu-i nimic. Da, acum arată mult mai bine. Uitați, cam așa arată. Și continuăm să punem pământ pe marginea vasului și în același timp să apăsăm ca să avem un cactus drept. Eu am și această mică unealtă care mă ajută dacă e nevoie. Dar momentan degetele sunt suficiente. Ok. Punem foarte bine, presăm. Nu prea tare presăm ca să nu stricăm nici rădăcinile, dar suficient cât cactusul să rămână drept. Ok. Punem și în spate și în față. Acum îl presăm puțin. Așa. Ok, foarte bine, cam atât pământ pun și de obicei pun mai puțin decât buza vasului, mai puțin pământ ca apa să nu dea peste când îl ud și ajută mult ca apa să meargă toate spre pământ uniform. Ok, după ce am pus pământ, ce fac de obicei, îmi place ca să pun niște pietre de ornament, de diferite culori sau mărimi, câte 2-3 pietre, arată și frumos estetic, nu știu dacă ajută cactusul cu ceva, dacă îl face să se simtă mai în ambientul lui, să zic așa, mai pietros și mai arid, poate că da, poate că nu. Ok, am pus câteva pietre și cam așa arată un cactus replantat. Ok. Cactusul este transplantat sau este replantat din acel vas de plastic în care l-am cumpărat, în acest frumos vas de ciment făcut manual, așa cum am povestit la început, din această sticlă a ieșit acest frumos vas. Pe curând.